foarte bine documentat și detalentat. Volumul acesta, Oameni vechi și noi, care poartă pe copertă portretul realizat de prietena noastră, Liliana, îi mulțumim lui Mihai pentru ceea ce ne oferă între copertele acestui volum. Nu este doar o lucrare strict istorică. Mărturisesc, Mihai, că am studiat prin selecție portretele pe care le-ai realizat aici. Dar așa cum mărturisește autorul în cuvântul înainte, modelul pe care îl urmează este acela al lui Nicolae Iorga, marele istoric, din păcate mort și ucis, să recunoaștem, mult prea devreme. Cu oameni care au fost, este seria de volume pe care o publică Nicolae Iorga, iar Mihai are intenția să facă de asemenea o serie de Oameni vechi și noi. Ce înseamnă această sintagmă care se găsește în antonimie? Vechi, adică oameni care nu mai sunt, oameni care într-o formă sau alta i-au marcat autorului existența, și noi, oameni noi pe care i-a cunoscut, cu care a fost în relații de amiciție și pe care îi evocă, nu doar cu rigurozitatea unui istoric, ci cu talentul unui scriitor. Și faptul acesta mă bucură deosebit, pentru că își deschide accesul spre Uniunea Scriitorilor Români, unde sunt mulți neaveniți și lipsiți de talent, dar Mihai merită susținerea noastră a tuturor, ca și membri și critici literari ce suntem unii dintre noi. Mihai este un om de o sensibilitate extraordinară. Dincolo de platoșa lui de istoric și de cercetător înfocat și de multe ori de polemist, pentru că polemizează, l-ați văzut și aici, în fața noastră, cu ideile care nu-și au dovedită originea și care nu sunt conforme cu studiile și cercetările pe care el le face. Din acest punct de vedere este de admirat, pentru că atunci când, în postura de cercetător, descoperi un neadevăr, datoria ta umană și intelectuală este de a nu promova această eroare, ci de a o stopa și a aduce contraargumente, ceea ce Mihai reușește de fiecare dată. După aceea, frumusețea volumului constă în modul în care îi omagiază pe înaintași. Fie că aceștia sunt profesori și foarte mult și foarte frumos îl evocă pe profesorul de la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie, pe regretatul Nicolae Bocșan. Nu este singurul istoric care face asta. Dintre cercetătorii tineri pe care îi cunosc la Cluj, alături de Mihai, e o întreagă pleiadă. Eu doar voi enumera câțiva. Mircea Gheorghe Abrutan, Marius Mureșan, în sfârșit, un bihoreal de-al meu, al cărui nume îmi scapă în momentul acesta, că nu mi-am pregătit discursul, dar fiecare dintre ei vorbește în cuvinte elogioase despre profesorul Nicolae Bocșan, care a fost, dincolo de calitățile sale de pedagog, un om de o bunăvoință și de o dragoste pentru meseria de profesor, cum rar se întâlnesc în zilele noastre. Își aduna în jurul său studenți, le explica anumite chestiuni. Ușa cabinetului profesorului Nicolae Bocșan era întotdeauna deschisă pentru fiecare student care vroia să intre în cabinetul său și care avea nevoie de o lămurire. Să recunoaștem, cazul acesta printre profesorii universitari este rarisim. Mihai îl evocă
în primul rând, călduros, cu dragostea aceea și admirația pe care un discipol îl are față de maestrul său, pe care un student îl are față de profesorul său. Ori Nicolae Bocșan este regretat de întreaga lume universitară clujană, mai ales în domeniul acesta al cercetărilor istorice. Cert este faptul că Mihai reușește această evocare, acest portret, să-l facă în mod emblematic. Și aici intervine talentul lui de scriitor, talentul lui de autor, să zic, literar, ar fi un pleonasm acum, dar așa se întâmplă, nu doar de cercetător. Și evocarea, care mi-a plăcut în mod deosebit, Mihai spune în felul următor: întotdeauna am considerat că nu trebuie să treacă ani pentru a omagia o personalitate și că atunci când vrei să faci acest lucru, să-l faci cu multă seriozitate, cu plăcere, cu bucurie în suflet, cu sentimentul datoriei împlinite, motiv pentru care împreună cu prietenii și colegii mei dedicăm acest număr al anuarului Astra Sebesensis, profesorului, istoricului și prietenului Nicolae Bocșan. Iată, deci, mentorul drag al celor de la Facultatea de Istorie, profesorul Nicolae Bocșan. Îmi place în mod deosebit modul în care concluzionează această emblemă, această sculptare într-o eternitate a profesorului Nicolae Bocșan. Pentru că spune în felul următor: prin întreaga sa activitate științifică, descrisă aici în puține și sărace cuvinte, profesorul Nicolae Bocșan, un demn urmaș al iluștrilor săi dascăli, se înscrie în galeria marilor istorici români, munca sa constituind un exemplu de dăruire și seriozitate pentru generațiile viitoare de istorici clujeni și nu numai. Pentru că evidențiază toate aspectele activității sale ca profesor, pe direcțiile unde a fost, unde s-a afirmat, unde a fost observat și mai ales în partea aceea care ține de Banat. Foarte interesantă este Agapa, cum să numesc, portretul pe care îl face unei străbunici din partea familiei, care se numește Elisabeta Clet, care a fost deportată în Rusia și care a fost obligată să muncească în minele de fier. Și spune autorul nostru: munca în minele de fier nu a fost una tocmai ușoară, îndeoseb pentru o femeie, exploatarea minerăului fiind realizată într-o manieră rudimentară și neproductivă. Pe lângă acestea, mărturiile Elisabetei Clet prezintă numeroase riscuri la care erau supuși muncitorii trimiși în mină fără o minimă protecție. Femeia aflată în mină, tavanul unei galerii s-a prăbușit, rupându-i un picior și lovind-o grav la cap. A fost transportată la infirmeria lagărului, de unde, după câteva săptămâni de suferință, a fost declarată inaptă pentru muncă și a fost trimisă acasă cu un tren personal, unde, în mijlocul familiei, a reușit să se întremeze. Era sfârșitul unui drum care i-a marcat viața pentru totdeauna. Leziunile suferite în urma acelui accident, grăbindu-i sfârșitul, care a survenit la 28 octombrie 1962, la numai 47 de ani. Ajungând acasă,
ea reușește să povestească membrilor familiei întâmplările, chinurile prin care a trecut. Mihai încearcă să fie foarte obiectiv. Mărturisesc că eu aș fi fost mult mai sentimentală, mult mai afectată. Mihai își păstrează viziunea aceea a istoricului, obiectivitatea. Nici o clipă nu ne lasă să înțelegem până la mărturia din final că ar fi vorba despre cineva din familia sa. Și spune Mihai, la 28 octombrie 1962, a plecat din viață Elisabeta Cletia peste aproape 3 decenii. La aceeași dată m-am născut eu, strănepotul care a cules fragmente dispersate ale biografiei sale, le-a așezat într-un întreg și le-a făcut publice, pentru ca povestea ei să nu se piardă, să fie transmisă mai departe, ca un testimoniu al faptului că oamenii trec, dar faptele și experiențele lor rămân. Mihai vorbește ca un înțelept în ciuda tinereții sale. Foarte frumoasă este și evocarea pe care o face și lui Constantin Triță, dar asupra acesteia nu vreau să insist, pentru că îmi face evocarea ulterior, dar ca să ne gândim că nu doar oameni de primă mărime dintre intelectualii români intră în cartea lui Mihai. Și spune un colț de gând la despărțirea de nenea Jenu, seniorul Zăvoiului. Un om, o personalitate fascinantă, care i-a dat sfaturi, care nu avea o pregătire, a fost coleg de muncă cu tatăl său și care devine un fel de mentor. Singurul dintre prieteni și dintre cititorii săi care a îndrăznit să-i critique anumite aspecte ale articolelor sau cărților pe care le-a publicat. Prietenia aceasta dintre două vârste diferite este fascinantă, este deosebit de valoroasă pentru fiecare dintre ei. Pentru bătrânul nenea Jenu era un mod de a-și retrăi viziunea, ideile, iar pentru tânărul nostru istoric este un mod de a se verifica raportându-se și la oamenii de jos, care aveau o anumită cultură, desigur, și de sfaturile căruia acest nenea Jenu Mihai asculta de fiecare dată. Pentru că era sinceritatea, era adevărul dintre prieteni și adevărul dintre prieteni trebuie să fie piatra de temelie pe care se întemeiază o relație de prietenie. Și în tabăra noastră de amiciție nu se putea să apară un volum mai adecvat decât acesta. Mulțumim, doamna Moga, din nou pentru acest privilegiu. Mulțumim, Mihai, pentru această carte și sper să-ți deschidă ușile Uniunii Scriitorilor. Să nu pățești ca mine, stai 12 ani să aștepți să ți se aprobe dosarul, pentru că ar fi mare păcat. Așa este. Mulțumim! Volumul 2. Oameni vechi și noi. Pentru că timpul ne presează, să rog de data aceasta pe președintele asociației despărțământului Vasile Moga Sebeș al asociației Astra să-și continuă programul de